puțin doar în picioare și deschidem Bibliile la Evanghelia după Luca, capitolul 15, deși o să ne uităm de la versetul 4 în jos, o să citesc doar 11 la 32, textul este lung oricum. Luca, capitolul 15, versetul 11 începând. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl i-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui ca să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când încă era departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor, aduceți repede haina cea mai lungă și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre. Dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu mi-ai tăiat măcar un ieț să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Ocupați locurile. Am o mărturisire de făcut. Deși încerc să fiu o persoană cât se poate de organizată, am uneori această tendință de a pierde lucruri. Ați auzit vreodată de vorba aceea, e un loc pentru toate și toate într-un loc? There's a place for everything, everything in its place. Nu mi-aduc aminte să fi învățat asta de la părinți când eram mic. Mi-aduc aminte și tata uneori pierdea lucruri și mi-aduc aminte, o întreba pe mama, dragă, mi-ai văzut cheile, mi-ai văzut Biblia, nu? Și mi se întâmplă, nu știu dacă e ceva ce moștenim sau ceva ce avem în ADN-ul nostru și probabil dăm mai departe copiilor, dar mi se întâmplă uneori acest lucru și mi-aduc aminte, în urmă cu ceva timp, eram acasă și mi-am pus acest iPad la încărcat și m-am dus la serviciu, lucrez de noapte și am venit dimineața acasă și nu găsesc iPad-ul nicăieri. Și o întreb pe soție și am spus, Olivia, mi-ai văzut cumva iPad-ul? Zice, nu l-am văzut. Pe set nu puteam să dau vina că avea doar câteva luni. Locul în care eram atunci nu era destul de mic și unde locuiam și caut iPad-ul ăsta peste tot. Și nu-l găsesc nicăieri. Zici că a intrat în pământ. Și la un moment dat, după vreo oră de căutări, într-un final îl găsesc în șifonier. Cum a ajuns acolo, nu mă întrebați. Dar care a fost atitudinea mea când am găsit iPad-ul ăsta? Am zis cumva, am avut un fel de dialog, dar mai bine zis monolog, să zic iPad-ului sau să vorbesc cu el, să zic, mă, iPad nenorocit ce ești, dacă te pierzi așa ușor, mai bine te arunc la gunoi. Nu!
M-am bucurat, sincer, pentru că, știți, am dat bani pe acest iPad și sunt niște informații aici care mie îmi sunt utile, mă folosesc de el. E la fel e și cu Dumnezeu. Dumnezeu nu urăște păcătoșii. Dumnezeu iubește păcătoșii și se bucură atunci când ei se pocăiesc, atunci când ei se întorc la El. În această seară aș vrea să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Pierdut, dar găsit. Pierdut, dar găsit. Lost, but found. Și înainte de a intra în mesajul din această seară, e important să înțelegem contextul, să înțelegem motivația, fundamentul pentru acest text. Vedeți? Domnul Iisus nu se trezește într-o dimineață și spune așa trei pilde de dragul de a le zice. Nu, e o motivație, e un context pentru aceste parabole. Și deși o să ne uităm la fiecare din ele mai puțin, cu preponderență o să privim la această parabolă, această pildă a fiului risipitor. Și contextul vedem în capitolul 15, la început, versetele 1 și 2. Toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Vameșii și frați și surori erau evrei care lucrau pentru acest guvern opresiv roman colectând taxe de la fraților evrei. Erau urâți de evrei și mai ales de conducerea religioasă a vremii. Păcătoșii erau considerați de Gentiles, neamurile, cei din afară, cei ce nu erau sub lege. Și ceea ce cărturarii practic spun aici în versetul 2 este omul acesta, Iisus, nu are cum să fie Mesia, e imposibil. Pentru că noi știm că Dumnezeu urăște păcătoșii și acest Iisus are dialog, socializează, vorbește cu ei. He's hanging out with them. Este imposibil ca el să fie Mesia. Însă ceea ce ei vreau a fi cea mai mare ofensă adusă Domnului Iisus, Domnul Iisus a luat-o ca și cel mai mare compliment. Pentru că mai târziu, în Luca 19, versetul 10, spune că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Pierdut, dar găsit. Pierdut, dar găsit. În primul rând, frați și surori, lucrurile pierdute sunt prețioase. Lucrurile pierdute sunt prețioase și vom privi la trei elemente aici. În primul rând, lucrurile pierdute sunt importante. Lucrurile pierdute sunt importante. Ce o să facă un om, un stăpân care are 99 de oi, dacă pierde pe una din ele? O să spună, păi băi, oaia asta nenorocită, păi dacă s-a dus și s-a pierdut, pierdută să fie. Nu! Spune cuvântul lui Domnului aici că se duce și o caută și atunci când o găsește, în versetul 6, îi cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun, versetul 7, că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Frați și surori, știți ce o să stârnească o bucurie în cer? Știți ce o să facă cerul dacă vreți să explodeze de bucurie? Nu este acel creștin legalist care are un fel de to-do list. Astăzi m-am rugat, astăzi am venit la biserică, astăzi am dat bani, astăzi am făcut o milostenie, astăzi am fost la rugăciune, astăzi am predicat, astăzi am cântat. Știți ce o să facă cerul să explodeze de bucurie? Este aceea femeie desfrânată la picioarele lui Iisus, jelind, plângând și pocăindu-se. Este acel tâlhar de pe cruce spunând, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta, când vei fi în împărăția ta. Ce o să facă o femeie atunci când își va pierde o monedă sau un leu? O să zică, păi e doar un leu, mai am 9? Nu. Biblia spune că îl caută și când îl găsește, cheamă pe prietenele sale și le spune, bucurați-vă, prietenele și vecinele, bucurați-vă împreună cu mine căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Ce o să facă un tată atunci când fiul risipitor se va întoarce acasă? O să-i trântească ușa în nas spunând, dus, plecat ai fi, dus ai fost, dus fi? Nu o să-l primească înapoi, pentru că, frați și surori, dragi prieteni, lucrurile pierdute sunt importante, oamenii pierduți sunt importanți. Apoi, al doilea lucru aici, lucrurile pierdute nu sunt doar importante, ci lucrurile pierdute sunt valoroase, au valoare. Știți, Biblia spune aici că un stăpân lasă pe celelalte 99 de oi și se duce după oaia aceea care a fost pierdută.
Eram odată la serviciu și vorbeam cu un coleg, se spune așa, și părea interesat din cuvântul Domnului și am început să discut cu el și îi spuneam anumite lucruri și la un moment dat când termin discuția asta vine un frate de-al nostru, să-i spun așa, nu e de aici, de la Agape, și vine la mine și îmi spune: dar ce vorbești mai cu persoana respectivă? Păi ăsta e o cauză pierdută. Și am zis: păi tocmai de aia vorbesc cu el, că e o cauză pierdută. Frați și surori, tocmai de aceea a venit Domnul Iisus în lumea noastră, pentru că eram niște cauze pierdute. Eram niște cauze pierdute. Ce o să facă acea femeie care și-a pierdut acel leu, nu? Leul ăla, moneda aia e importantă, nu? Dacă ar fi fost și ar fi trăit în secolul nostru, poate având 2-3 copii, fiind o văduvă, ce o să le zică la copii astăzi? Nu mâncați? Sau proprietarului, nu? Casei sau apartamentului, astăzi n-am bani să-mi plătesc chiria, nu? Leul acela este important și are o valoare. La fel și fiii și fiicele, oamenii pierduți, ei au o valoare. Știți, săptămâna trecută fratele Crini făcea o analogie foarte interesantă și vorbea despre, dădea acel exemplu, cât de valoros este un om în lumea în care trăim și ce valoare pune societatea pe oameni și pe viața noastră, practic. Și câteva zile în urmă am dat un articol spuneam, era o reclamă la AAA și spunea acolo, vorbea despre life insurance și zicea: dacă ai 35 de ani, plătești, mă rog, o sumă de bani, suma creștea pe lună până la 55 de ani și pentru un life insurance, și dădeau exemplu, 500 de mii, jumătate de milion de dolari, nu? Dacă îți pierzi poate un deget sau o mână la serviciu, avocații știu foarte bine, ei pentru toate au o valoare. Un deget costă o anumită sumă de bani, o mână o altă sumă de bani, un picior, un plămân, nu? Vedeți, pentru lumea în care trăim, pentru societatea în care trăim, corpul ăsta fizic, viața asta fizică noastră are o anumită valoare, nu? Depinde cât plătești. Poate să fie 1000 de dolari, 100 de mii, 1 milion, 10 milioane de dolari, în funcție de cât plătești. Însă sufletul nostru nu are o valoare umană, este o valoare inestimabilă. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea asta și și-a dat viața pentru sufletul, pentru viața noastră. Spune Biblia, ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Oamenii pierduți au o valoare extraordinară. Și apoi al treilea lucru pe care îl observăm aici, vedem activitatea unui Dumnezeu căruia îi pasă de lucrurile, de oamenii pierduți, pentru că ei sunt valoroși și importanți. Vedeți, foarte interesant, nu este oaia cea care vine înapoi la stăpân. Nu este oaia cea care cumva să spună, păi nu știu, sunt un puțin pierdută, e întuneric, e noapte, poate ar trebui să vin acasă. Este stăpânul cel care vine și caută oaia. Este datoria noastră, nu doar a păstorilor, datoria noastră a tuturor care suntem aici, parte din trupul lui Hristos, să mergem afară, nu? Este stăpânul, suntem noi cei care ar trebui să mergem afară, să aducem pe ceilalți la Hristos, pe cei pierduți, nu? Nu este moneda cea care vine la un moment dat la suprafață, ci este femeia cea care caută acea monedă, care caută acel leu, acel ban. Și vom vedea, în câteva minute, este tatăl, cel care aleargă după acest fiu al lui risipitor. It's the father scanning the horizon, running towards the son when the son decides to come home. Pentru că lucrurile pierdute și oamenii pierduți au valoare, au preț. Dacă astăzi ești sau te numești creștin, dacă astăzi ești un fiu de Dumnezeu și o fiică de Dumnezeu, dacă astăzi ești mântuit, nu e din cauza ceea ce tu ai făcut pentru Dumnezeu, ci e din cauza ceea ce Dumnezeu, din prisma ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine și pentru mine. Cuvântul lui Dumnezeu spune în 1 Ioan 4:10: și dragostea nu stă în faptul că noi l-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Poate că e momentul să zicem: Doamne, Te iubim pentru că Tu ne-ai iubit întâi. Doamne, Te iubesc pentru că Tu m-ai iubit întâi. Doamne, când Te-am scuipat, m-ai sărutat. Când Ți-am întors spatele, m-ai îmbrățișat. Când nimeni nu mi-a dat absolut nicio șansă, Tu mi-ai dat o șansă. Doamne, Te iubesc căci Tu m-ai iubit întâi. Când eram doar un plot fără chip, ochii Tăi me vedeau.
Doamne, în cartea ta erau scrise toate zilele vieții mele, te iubesc pentru că tu m-ai iubit întâi. I love you because you love me first. Lucrurile pierdute sunt prețioase. Lucrurile pierdute sunt prețioase. Apoi, în al doilea rând, lucrurile pierdute pot fi recuperate. Lucrurile pierdute pot fi recuperate. Versetul 11 spune aici, dacă puteți să pune pe ecran, vom merge puțin prin câteva versete, spune, el a mai zis, un om avea doi fii. Asta e foarte important. Pentru că de fiecare dată sau de foarte multe ori când citim această pildă, ne focalizăm atenția pe fiul care vine, nu pe fiul risipitor. Însă la fel de important ca și fiul risipitor este fiul care rămâne acasă. Deci această pildă este despre un tată și doi fii. Cel mai tânăr a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine, și tatăl le-a împărțit averea. În acea perioadă antică, procedura sau obișnuința era, obiceiul era ca un tată să ofere două treimi din avere primului fiu și o treime revenea fiului al doilea sau următorului fiu. Și probabil că dacă ar fi trăit în vremea noastră, acest fiu ar fi zis ceva de genul, tată, m-am săturat. M-am săturat de reguli, m-am săturat de biserică, m-am săturat de repetiții, m-am săturat de rugăciune, m-am săturat de Biblie, m-am săturat de citire, m-am săturat de toate lucrurile astea. Vreau să-mi trăiesc viața, efectiv vreau să-mi trăiesc viața, vreau să fac ceea ce mie îmi place să fac, ceea ce eu doresc să fac. M-am săturat că trebuie să mă ascund în stânga, în dreapta, vreau să-mi trăiesc viața, aș vrea să fi mort. Dar sincer, pentru că nu ești mort odată, dă-mi deodată partea aia de avere ce mi se cuvine și lasă-mă să-mi trăiesc viața. Se pare că acest tată a încercat să pledeze cu fiul său, spune, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Țară depărtată, far away country or distant country, some other translation use this, distant country, nu? Țara depărtată sau țara la distanță, este o zonă geografică, care, o zonă și o țară a fără de legii, a păcatului, care era caracterizată de oameni care trăiau în păcat, în homosexualitate chiar, în vremea aceea. Dar această notă nu este doar geografică, această țară depărtată nu are doar un sens geografic, ci și un sens spiritual. Pentru că ori de câte ori vom fi departe de Dumnezeu, în acea parte depărtată, la distanță de Dumnezeu, ne vom afla foarte aproape de fără de lege și de păcat. După ce a cheltuit totul. I want to tell you something tonight. If you decide to live away from God, if you decide to live in the distant country, far away, sooner or later, it will cost you everything. Te va costa totul. It will cost your life, it will cost your money, it will cost your wealth, it will cost your health, it will cost your future, it will cost your reputation, it will cost your afterlife, it will cost your soul. It will cost you everything that has value to you or potentially could have any kind of value to you. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitării țării acelea care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Nu exista o umilință mai mare pentru un fiu de evrei, de evreu decât să păzească porcii, să aibă grijă de porci, niște animale necurate pentru evrei. Versetul 17 spune, și-a venit în fire. Știți ce spune mie această expresie? Că băiatul ăsta suferea de o boală mentală, un fel de mental disorder. Pentru că este aproape imposibil de crezut că poți să pleci din casa unui tată care îți poate oferi absolut totul și să ajungi să ai grijă de porci. De multe ori poate venim la biserică și poate unele lucruri parcă sunt prea mult sau ne săturăm de ele sau și zicem, aș vrea să-mi trăiesc viața, aș vrea să fie diferit, aș vrea să fiu liber! Să am programul meu liber duminică dimineața sau seara sau miercuri sau nu. Dragii mei, când vom vrea să fim liberi față de Dumnezeu, nu vom fi liberi. Când vom vrea să fim independenți față de Dumnezeu, vom fi dependenți de păcat, dependenți de diavol, dependenți de cel rău. Și este cea mai mare nebunie să fugi de la un Dumnezeu, din mâinile unui Dumnezeu care te iubește atât de mult și tot ce vrea pentru tine este să te salveze și să-ți ofere mântuirea și să ajungi legat, dependent de diavol, cel care te urăște atât de mult și tot ce vrea este să-ți distrugă viața fizică și sufletul. Și a venit în fire
Și a zis, versetul 18, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tata, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și îmi imaginez așa cum repeta această poezie, această frază, mereu și mereu și mereu și mereu. S-a sculat și a plecat la tatăl său. Fiul face primul pas. Însă știți ce e mai important decât pasul fiului? Răspunsul tatălui. Pentru că fiul ar fi putut foarte bine să vină acasă, să bată în ușă, mama să-i răspundă și să-i spună cu lacrimi în ochi, fiule, ce vrei? Aș vrea să vorbesc cu tata. Tatăl tău nu vrea să vorbească cu tine. Ești mort în ochii lui. Frașilor, vedeți, când ne pocăim și venim la Dumnezeu și dăm viața, asta e un lucru extraordinar de important, însă mai important decât decizia noastră de pocăință, decizia noastră de a-L accepta pe Dumnezeu în viața noastră, este răspunsul lui Dumnezeu. Și uitați, haideți să vedem care este răspunsul tatălui. Spune, când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Când încă era departe și m-am gândit, oare cum se face că băiatul ăsta a plecat poate de ani de zile, de o perioadă lungă de timp și chiar, ironia sorții, oare chiar în momentul ăla când a venit, tatăl să fie acolo. Mă imaginez acest tată, fiul a plecat, distrus, probabil că nici nu se putea face sau nu se putea ocupa de îndeletnicirile și de obligațiile zilnice. Îmi imaginez că aveam inima ruptă în două și poate unii dintre noastre știți despre ce vorbesc, pentru că s-ar putea să aveți acum un băiat sau o fată, să aveți un frate sau o soră, pe cineva în familia noastră care este nemântuit sau care este în lume și parcă te doare, parcă te-ți rupe sufletul, inima, este și ca un cancer care te roade și uneori nici nu poți să mănânci, uneori nici nu poți să te rogi, uneori nici nu poți să respiri, te macină în lăuntrul tău. Și imaginez cum acest tată în fiecare zi, seara după serviciu, pe prispa casei, poate se uita pe acel drum pe care fiul său a luat, l-a apucat atunci când a plecat. Și se uita sperând că se va întoarce acasă, ziua se transforma în noapte și lumina în întuneric, se întorcea resemnat acasă și spunea, n-a fost să fie astăzi, poate va fi mâine. Însă într-o zi, uitându-se pe acel drum, uitându-se pe acea cale, la un moment dat vede un punct. Punctul se transformă și devine mai mare și mai mare și la un moment dat recunoaște, este mersul copilului său, este mersul băiatului său. Acest om începe să alerge pentru un om ca un fel de businessman today, nu? Era poate un om de afaceri, era un om bogat, nu era demn în acea perioadă să alerge pentru absolut nimic. Însă omului ăstuia nu-i mai pasă de ce zice societatea și lumea că este demn sau nu este demn. Fiul său se întoarce acasă, merge și îl îmbrățișează, îl sărută și Biblia spune să ne veselim într-un final, nu? Și parcă te gândești așa și ai zice, după versetul 24 ar fi putut această pildă să se încheie, să se termine, nu? Însă pilda nu se încheie aici și nici mesajul nu se va încheie aici. Pentru că vedeți dumneavoastră, dacă acest fiu risipitor este o reprezentare a păcătosului care se întoarce la Dumnezeu, acest tată este o reprezentare a lui Dumnezeu, deși nu toți teologii agrează cu această idee, acest fiu cel mare reprezintă farisei. Această pildă a fost spusă pentru farisei. Lucrurile pierdute, frați și surori, pot fi recuperate. Lucrurile pierdute nu doar că pot fi recuperate, însă lucrurile pierdute își pot redobândi identitatea. Lucrurile pierdute își pot redobândi identitatea. Acest tată spune, puneți-i haina, dați-i inelul, puneți sandalele, vițelul. Haina reprezintă, este o ilustrație a autorității. Sandalele, practic, sandalele sunt o ilustrație a faptului că el nu mai este sclav, este fiu. Inelul, practic, este un simbol al faptului că acest tânăr este restaurat în calitatea de fiu. Și the robe, the big robe, it's a symbol of the honor, nu? Onoarea care îi se dă. În acea perioadă, în acea vreme, nu se mânca carne la fiecare meal, nu era în dieta zilnică și acest vițel îngrășat reprezintă faptul că avem de a face cu o celebrare, avem de a face cu o sărbătoare, cu o festivitate. Și acest băiat spune, tată, am păcătuit împotriva cerului, împotriva ta, nu mai sunt demn să mă numesc fiul tău.
Și parcă tatăl îi pune mâna în gură și parcă i-aș spune, atât e destul. Știți, de multe ori venim înaintea lui Dumnezeu și când venim și ne pocăim, venim și facem o grămadă de milostenii și ne rugăm și postim și lucrurile astea nu că sunt bune, sunt extraordinar de bune și sunt necesare. Însă am impresia că de foarte multe ori Dumnezeu se uită la noi și spune, ce vreau să văd, vreau să văd că îți pare rău. Vreau să văd că te pocăiești, vreau să văd că se schimbă ceva în sufletul și în inima ta și în viața ta și asta se poate vedea afară. Tot ce vreau să văd este că plângi și nu un plâns fizic, dar un plâns spiritual, că văd o pocăință reală, o pocăință autentică. Nu te mai numi sclav al păcatului, al celui rău. You're no longer a slave, you are a child of God, just the way the song says it. Ești un fiu de Dumnezeu, nu ești un bom pierdut, nu ești al nimănui. Pentru tine, dragul meu, a murit Hristos. Pentru tine a murit Hristos. Acest fiu mare se întoarce acasă. Nu vrea să intre la petrecere, deși era datoria lui ca și fiu moștenitor să fie cu o gazdă la orice petrecere a tatălui său. Tatăl vine înapoi și îl roagă să intre din nou. Nu era demn în acea perioadă pentru un tată să-și implore fiul să vină, să intre în casă. Însă tatăl acesta arată faptul că dragostea și iubirea lui față de fiul cel mare e la fel ca și dragostea lui pentru fiul cel mic. Teologul William Berkeley a observat două lucruri despre acest fiu mare. Primul lucru pe care îl observă este faptul că sacrificiul său pentru tatăl său nu e altceva decât o muncă făcută cu sila, decât un sacrificiu făcut cu dragoste. Și al doilea lucru pe care William Berkeley îl observă despre acest fiu este răutatea, ura lui pentru fratele său. Spune aici și se adresează tatălui și spune, acest fiu al tău. Cu alte cuvinte, I'm not relating myself to this son. Ăsta nu-i fratele meu, nu mă identific cu această persoană, este fiul tău, nu este fratele meu. Uitați, și haideți să privim la acest răspuns al acestui fiu. Iată, eu îți slujesc ca un rob, versetul 29, de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ies să mă veselesc cu prietenii mei, iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. N-aș ști niciodată versetul ăsta sau această pildă, practic, sau aceste versete și să, nu știu, să simpatizați puțin așa cu fiul ăsta mare, nu? Mie mi s-a întâmplat, sincer. Citești Biblia și zici, dar parcă îți pare rău, nu? Aren't you a little sympathetic with this older son, huh? Băiat bun, harnic, ascultător. Nu iasă odată din vorba tatălui, copii din ăștia să tot ai, nu? Și celălalt fiu, nu, pe care l-ai avut, l-ai crescut, l-ai iubit la fel de mult, îți ia o mare parte din avere, se duce cu femeile desfrânate, trăiești o viață imorală, îți face numele de râs peste tot, toată lumea te știe, și acum vine înapoi. Știți de ce uneori simpatizăm, parcă, oarecum, cu acest fiu cel mare? Cred că din cauza faptului că de multe ori avem impresia că suntem noi acești fii mari în relația unii cu alții, nu? Oameni buni, pocăiți, ascultători, credincioși, pocăiți de un an, doi, cinci, zece, venim la biserică, cântăm, ne rugăm, suntem, cum se spunea de dimineață, nu, pioși, suntem, avem o stare, nu? Venim înaintea lui Dumnezeu și ce vrei să spui acum? Că persoana asta care s-a pocăit la 80 de ani după ce și-a trăit viața, o să aibă aceeași recompensă ca mine în cer? Sau persoana respectivă care a fost pe băncile bisericii pe care l-am știut, a plecat în lume, a trăit o viață așa cum a trăit-o și vine înapoi și acum ridică mâinile în sus, dar ce-l pui la același nivel ca și mine? Aceasta era atitudinea fariseilor pentru ceilalți. Spune Biblia în Luca 18:9 că se credeau de sine neprihăniți și priveau pe alții cu dispreț. O persoană care are o astfel de atitudine față de fratele sau sora sa este o persoană care nu are o inimă plăcută lui Dumnezeu. Este o persoană poate care suferă de falsitate și de o fățărnicie care nu este real și nu este plăcută lui Dumnezeu. Frați și surori, inima lui Dumnezeu nu este să urască păcătosul, inima lui Dumnezeu este să iubiască păcătoșii și să se bucure atunci când ei se întorc la ei. Știți, muzica
se încheie, cortina se trage și întrebarea care se pune, sau pe care mulți o pun, e: se întoarce oare acest fiu în casă, intră în casă sau nu? Domnul Iisus nu ne spune, Sfânta Scriptură nu ne spune, pentru că în momentul acela încă asta era o întrebare deschisă pentru farisei. Au să se întoarcă la Iisus sau nu se vor întoarce la Iisus? Lucrurile pierdute, frați și surori, își pot redobândi identitatea, însă cu un preț. E un preț pe care s-ar putea să-l plătești. E un preț al tinereții, al unor ani frumoși pe care i-ai pierdut. Este un preț în familie, e un preț pe care îl pierzi uneori în timpul pe care nu l-ai alocat familiei, copiilor. Sunt prețuri pe care trebuie să le plătești oarecum din cauza păcatului. Sigur, Dumnezeu ne iartă, Dumnezeu ne primește, însă este un preț pe care va trebui să-l plătești tu și cu mine, noi. Lucrurile pierdute, frați și surori, își pot redobândi identitatea, iar apoi în al patrulea rând și în ultimul rând, lucrurile pierdute au o destinație. Lucrurile pierdute au o destinație. Știți, unde lucrez, există în anumite colțuri a box, o cutie, și spune, e o cutie lost and found, pierdut sau găsit. Și noi, ca și angajați, dacă cumva găsim anumite lucruri care aparțin cuiva și nu știm cine este proprietarul, luăm acele lucruri și le punem în acea boxă și la sfârșit ele vor pune într-un loc și acolo cine și le-a pierdut, cei ce le-au pierdut pot să vină și pot să își ceară dreptul. Știți, lucrurile pierdute ajung undeva. Lucrurile pierdute ajung undeva. Avem impresia că s-au pierdut, dar nu s-au pierdut, ajung undeva. S-ar putea să ajungă într-un gunoi, s-ar putea să ajungă într-o fabrică de reciclare, s-ar putea să ajungă într-un șifonier, nu? Dar ajung undeva. Dragii mei, viața noastră, sufletul nostru, după ce murim, după ce trecem din acest corp, sufletul nostru ajunge undeva. Nu se termină totul aici, nu se termină totul la cimitir, nu. Nu. Sufletul nostru va ajunge undeva. E o realitate. Va fi în rai sau va fi în iad? Iar noi decidem acest lucru. S-ar putea să spui în această seară: frate Abel, bun, înțeleg ce vrei să spui, însă tu nu știi viața mea. Tu nu știi păcatele mele. Mi-e și greu să le rostesc sau să mă gândesc la ele. Tu nu știi cât am păcătuit. Tu chiar crezi că Dumnezeu ar putea să mai ierte aceste păcate odioase pe care le-am comis? Dragul meu, vreau să spun un lucru în această seară. Domnul Iisus nu a murit doar pentru păcatele tale pe care le consider oarecum mici, ci și pentru acelea pe care poate le consider mari. Nu, Domnul Iisus a murit pentru toate păcatele tale. Pentru absolut toate păcatele tale. Și astăzi vrea să-ți ofere restaurare. Astăzi vrea să-ți ofere eliberare. Astăzi vrea să-ți ofere o împăcare eternă cu El. Sau s-ar putea să vii și să spui: bine, dar păcătuiesc și mă pocăiesc. Și îmi cer iertare și mă rog și îmi pare rău și parcă ciclul ăsta infinit se repetă mereu și mereu și mereu și observ că de multe ori parcă sunt aceleași păcate, sunt aceleași adicții, sunt aceleași boli incurabile, oarecum spirituale sau mentale, cu care I have to deal with, nu? Sunt păcate, sunt păcate, poate este o ură, poate este o bârfă, poate este o neiertare, poate este pornografie, știu și eu, orice alt fel de păcat. Vreau să spun, Domnul Iisus vrea să te ierte în această seară. Diavolul vine de multe ori și spune: păi ai făcut-o iară, ai căzut iară, ești doborât iară, ești jos iară. La Dumnezeu nu este niciodată a 50-a șansă, la Dumnezeu nu este niciodată a 100-a șansă, la Dumnezeu nu este niciodată a 1000-a șansă, la El este a doua șansă. It's the second chance for freedom, the second chance for a lifetime with Him, the second chance to spend eternity with Him, the second chance to be holy again. Domnul îți oferă a doua șansă, mi oferă a doua șansă. Sau poate te uiți la mine și în ochii mei în această seară și spui: chiar mă consider bun. Pare rău să spun asta, chiar mă consider sfânt. Chiar sunt un om bun și am impresia asta despre mine și simt că atunci când mă rog, cerul se coboară. Simt că atunci când cânt, toată lumea e încântată, când predic, toată lumea e sus. Simt că chiar sunt bun. Dacă asta e atitudinea sau sămânța pe care o ai în inimă, scumpul meu frate și soră,
dă-mi voie să spun, cu durere în suflet, că ești la fel de departe de împărăția lui Dumnezeu ca și cel mai mare păcătos. Dan Rather, fost președinte la Moody Bible School Institute, avea un show la radio și la un moment dat acest domn a primit, Joe Stoll a primit vizita unui producător CBS pe numele lui Dan Rather și Dan Rather was part of the liberal media. Stoll n-a fost așa încântat că l-avea pe Rather ca și invitat, însă, mă rog, din anumite motive n-a putut spune nu. Și la un moment dat avea un radio talk show și discutau și Dan Rather a început să împărtășească cu Joe Stoll și i-a spus, când eram copil, când eram mic, mi-aduc foarte bine aminte, mergeam în Texas adeseori la bunica mea și mi-aduc aminte două lucruri, un lucru nu o să-l uit niciodată. Spunea, bunica mea permanent avea două cărți pe care le citea, necontenit. Prima era catalogul Sears și a doua carte era Biblia. Și la un moment dat, în timpul acestei emisiuni de radio, un domn a sunat și a spus, aș avea o întrebare pentru domnul Rather. Domnule Rather, am o întrebare simplă pentru dumneavoastră. Dacă ar fi să stați înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu astăzi și Dumnezeu v-ar întreba, care e motivul pentru care tu crezi că eu ar trebui să te las pe tine în cer și să petreci eternitatea cu mine? Ce i-ați spune? Dan Rather a făcut o pauză lungă și a zis, dacă ar fi să stau înaintea tronului de judecată a lui Dumnezeu, înaintea lui, înaintea măreției lui și mi-ar pune această întrebare, sunt sigur că n-aș putea să dau niciun motiv legat de ceea ce am făcut eu pentru Dumnezeu sau a vreunui merit personal. Însă dacă Dumnezeu m-ar lăsa pe mine să petrec eternitatea cu El, ar fi numai și numai din cauza harului, a milei și a dragostei sale pentru mine. Mai târziu, Joe Stoll a făcut o afirmație pe care vreau să o citesc și a spus următorul lucru despre această experiență și această experiență cu Dan Rather. Spunea, nu am nicio idee care e condiția, starea spirituală a lui Dan Rather. Aceasta nu e o poveste despre condiția lui spirituală, dar despre rușinea mea. Rușine că nu mi-a trecut o clipă prin cap ca să mă rog pentru Dan Rather. Ca Dumnezeu să lucreze și să-i mântuiască sufletul, să închidă porțile iadului și să-i garanteze cerul său. Am fost atât de supărat din cauza acestor elemente și motive politice, în loc să mă gândesc și să fiu preocupat de nevoia lui pentru un salvator. Am refuzat să fiu omul de legătură într-o tranzacție inundată de compasiune între Dumnezeu și o persoană care ar fi avut nevoie de el. What about you? Dar tu, dar eu, dar noi. Poate e momentul să ne analizăm puțin și să spunem, Doamne, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă tu pe calea veșniciei. S-ar putea să fie persoane care să fie afară din împărăția lui Dumnezeu. Poate din cauza faptului că nu cred efectiv că Dumnezeu mai poate ierta. Dragul meu, Dumnezeu te iartă. Dumnezeu nu iubește cu o iubire omenească, ci iubește cu o iubire dumnezeiască pe care eu și cu tine nici nu putem înțelege. Poate ești afară din împărăția lui Dumnezeu din cauza faptului că e un complex, e un ciclu infinit de rugăciune, de cerere de iertare și apoi de păcat. God is offering you the second chance tonight, the second chance to live for Him, the second chance to be free, to be free of sin. Sau datorită unui sentiment fals de autoneprihănire. Oricare ar fi motivul, Dumnezeu are un mesaj pentru tine și pentru mine în această seară. Și vrea să spună și vrea să-mi spună, hai acasă, just come home, come home. Hai acasă, hai acasă, come home to a God who loves you, un Dumnezeu care te iubește, un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său să moară pentru tine și care vrea să petreacă eternitatea cu tine. Pierdut, dar găsit. Pierdut, dar găsit. Lucrurile pierdute sunt prețioase. Este o valoare inestimabilă într-un suflet care se întoarce la Hristos.
Lucrurile pierdute pot fi recuperate. Soțul tău, soția ta, tatăl tău, băiatul tău, fiica ta, prietenul tău, colegul tău de la serviciu, persoana aia care o ai pe o listă de rugăciune și pentru care te rogi de ani de zile, dă-mi voie să spun, se poate recupera. Dumnezeu privește la rugăciunea ta. Oamenii pierduți pot fi recuperați. Minunile se mai fac, cum am auzit și de azi dimineață. Dumnezeu mai face minuni. Minunile sunt posibile. Lucrurile pierdute își pot redobădi identitatea. Chiar dacă ai fost în lume, chiar dacă ai căzut, chiar dacă ai fost pierdut, Dumnezeu spune, hai la mine, ești un fiu de Dumnezeu, ești o fiică de Dumnezeu, te iubesc cu o iubire nespusă. Și în ultimul rând, lucrurile pierdute au o destinație. Oamenii au o destinație. Cer sau pământ, rai sau iad. Noi facem alegerea. Ajută-ne, Doamne, să alegem înțelept. Amin.